Sfârșitul de săptămână a adus la Giurgiu sute de copii talentați în ale dansului în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului Național de Dans Modern și Dans Aerobic Magia Dansului. Concursul organizat de Centrul Cultural Ion Vinea, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Tineret și Sport, a adus în fața juraților dansatori din Constanța, Dâmbovița, Brăila, Ilfov, Prahova, Buzău, Giurgiu și București. Emoțiile s-au trăit la intensitate maximă, dar în același timp participanții s-au simțit excelent atât pe ring, cât și în afara acestuia. Dansezi singură sau cu trupa? Singură. Și ce danse? Chitriactu 3, din varianța Don Quixote, și un contemporan numit Zburând în adâncurile albastre. Ai mai câștigat premii cu dansurile acestea? Zburând în adâncurile albastre l-am de puțin timp. Am apucat să merg cu el la un concurs și cu Chitri am mers la mai multe. Dansez singură. De când dansezi? Păi dansul pe care o să-l prezint astăzi este nou. Deci o să-l dansez pentru prima oară la un concurs. Ne poți spune despre ce e vorba? Este vorba de un dans de caracter spaniol. Am participat la foarte multe concursuri și naționale și internaționale, de asemenea la multe festivaluri și ne place foarte mult ce facem și acest stil de dans. Și dorim în continuare să ducem tradiția mai departe. De la Violetele. Din ce oră? Din Giurgiu. Și de la ce vârstă dansezi? De la 9 ani. Care e stilul tău de dans? Stilul tău de dans? Modern. Festivalul a adunat copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, care s-au întrecut în pași la categoriile gimnastică aerobică, dans caracter, dans modern și fantezie coregrafică. Micuții dansatori și-au prezentat programul artistic cu mare măiestrie, luptându-se pentru o medalie pe podium sau mai mult pentru trofeul celei de-a doua ediții. Giurgiu a fost cu cinste reprezentat de copiii de la Centrul Cultural Ion Vinea și Palatul Copiilor. Premiile și diplomele au fost pe măsura talentului. Toți concurenții au fost răsplătiți cu trofee și cu un loc pe podium în funcție de stilul de dans prezentat. Trofeul festivalului din acest an i-a revenit formației Dance World, care a participat cu un dans țigănesc.